Sfârșitul de săptămână a fost plin de bătăi în Pașcani și împrejurii. Mai multe persoane au ajuns pe patul de spital după ce au căzut victimele unor agresori. Polițiștii pășcăneni au dat amenzi de peste 6.000 de lei scandalaciilor. Un bărbat din Topil a venit ieri la Spitalul Municipal de Urgențe în stare gravă după ce a fost bătut de un necunoscut. Tânărul de 21 de ani avea rând la față și cap, motiv pentru care a fost transferat la o clinică de specialitate din Iași. Un alt pacient de 20 de ani i-a ținut pe medici în alertă ore în șir. Asta după ce băiatul, beat mangă, a intrat de mai multe ori în comă. Tineri, unul de 21 de ani din Topile, cu traumatism craniofacial prin agresiune, care a primit bilet de trimitere la bucomaxilofaciale Iași, și un alt bărbat de 20 de ani din Bureni, cu stare de etilism acut, policontuzionat, cu traumatism craniofacial și contuzie toracică, care se află în CPU încă în investigație. Și în Pașcani au fost numeroase scandaluri. Polițiștii au aplanat 3 conflicte noaptea de sâmbătă spre duminică. Unul dintre scandaluri a izbucnit pe strada Vramiancu, când 2 tineri băuți au început să se înjure. Au fost calmați doar după ce au primit amenzi de sute de lei. 6 zone din municipiu au fost patrulate de polițiști de ordine publică și investigații criminale și rutieră, în special barurile și discotecile, au fost controlate de oamenii legii. Au fost date 31 de amenzi în valoare de peste 6.000 de lei, iar în numai câteva ore au fost legitimate 33 de persoane. Menționăm că și la Hârlău au fost date la sfârșitul săptămânii amenzi de 4.000 de lei pentru tulburarea liniștii publice și nerespectarea regulilor regimului rutier.